Chiar în aceste momente, doamnelor și domnilor, proprietarii de păduri protestează în capitală în fața Ministerului Agriculturii. Oamenii sunt revoltați că autoritățile se pregătesc să dijmuiască subvenția pentru cei care nu taie niciun copac sau pentru cei care fac împăduriri. Gândiți-vă că cifrele arată așa: din 16 miliarde de euro alocați prin Planul Național Strategic, ce se întinde până în 2027, pentru păduri e prevăzută o sumă care e puțin peste jumătate. Colega mea, Roana Rotaru, este chiar în mijlocul protestatarilor și vine cu mai multe informații. Roana, bună dimineața! Ce spun oamenii? Ce cer astăzi în fața Ministerului Agriculturii? Bun găsit! Zeci de proprietari de păduri s-au adunat în fața Ministerului Agriculturii să protesteze. Oamenii sunt nemulțumiți de banii alocați silviculturii. Alături de mine este Bogdan Tudor, președintele Federației Nostra Silva. Bună ziua! Ce revendicări aveți de la Minister? Dorim ca Ministerul Agriculturii, cel care împarte banii din Planul Național Strategic pentru anii 2023-2027, să acorde un procent mai mare din o sumă de 16 miliarde de euro pentru silvicultură. În momentul de față, conform proiectului Ministerului Agriculturii, din 15,9 miliarde de euro vor să aloce silviculturii numai 0,6%. Ministrul Agriculturii aici, puteți discuta direct. Bogdan Tudor, de la Nostra Silva. Bună ziua, domnul Tudor. Am vorbit cu domnul secretar de stat Moise. Nu stați în frig, că nu are rost să stați în frig. Mergeți înăuntru, o să vă primească, stați de vorbă, vă prezentați toate doleanțele dumneavoastră și le analizăm și vedem ce face. Și ne acordați și dumneavoastră 5 minute. Plec la guvern și când revin, vă acord, dar nu stați în frică, e păcat, sunt oameni ăștia veniți de la atâta drum. Mergeți! Poftiți, vă rog eu, minister, nu stați aici în afară, da? Ați fi de acord? Ați fi de acord să măriți bugetul alocat silvicultorilor? Dacă aș avea 50 de miliarde, le-aș da la toți. La fermieri, la agricultori, la cei care au păduri, la toți. Din păcate, bugetul pentru agricultură pentru viitoarea programare s-a redus. Le-am explicat. Domnule, nu calculați așa. O vacă e mai importantă în acest buget decât un hectar de pădure. Domnul Tudor, nu calculați așa. Nu faceți calcule pe trotuar. Păi nu, calculele sunt matematice, sunt matematice. Facem calculele înăuntru și o să vedeți. O fermă de vaci de 1000 de hectare e mai importantă. E mai importantă decât tot parcul național retezat. Vă așteptăm. Așadar, ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu îndeamnă pe protestatari, pe proprietarii de păduri să meargă în interiorul Ministerului Agriculturii pentru a renegocia bugetul alocat silviculturii. Deocamdată, protestatarii spun însă că subvențiile pe care ei urmează să le primească în noul exercițiu financiar este foarte mic acest buget. Rămâne de văzut în ce măsură vor ține cont decidenții de doleanțele fermierilor, pădurarilor. În curând veți intra și în... Da, media europeană este de 5% finanțarea pentru păduri din aceste fonduri europene. La noi e 0,6. E clar că e o sumă derizorie. Orice argument ar aduce ministrul nu poate să stea în picioare. Dacă în toate celelalte țări ale Uniunii Europene se pot da 5%, de ce România dă numai 0,6, știut fiind cât de importante sunt pădurile și cum toți politicienii se bat cu pumnii în piept când vine vorba de mediu și de biodiversitate. Acum au ocazia să protejeze într-adevăr pădurile, alocând fonduri pentru păduri și pentru proprietarii de păduri. Credeți că vă va da ceva în plus sau doar vă aburește? Nu. Cred că are puțină responsabilitate și argumentele noastre sunt puternice. Dacă în România o vacă este mai importantă decât un hectar de pădure, dacă o fermă de 1000 de vaci este mai importantă decât tot parcul național retezat, să spună lucrurilor pe nume și atunci populația și întreg toți cetățenii să știe care este politica acestui guvern față de păduri, silvomediu, climă, schimbări climatice și toate aceste probleme care interesează pe toți. Când așadar, bugetul alocat silviculturii este de 8 ori mai mic în România față de alte state, astăzi și țara noastră este acoperită în proporție de 30% de păduri. Mulțumesc foarte mult, Roana! Ați urmărit imagini în direct, doamnelor și domnilor, de la protestul silvicultorilor din fața Ministerului.